Salutare, prieteni! Iată-ne la ceva absolut fantastic! Da, știu că n-am mai postat de mult această serie, echipa abonaților, și vreau să începem iară, pentru că atunci era destul de apreciată. Și poate mulți n-ați avut ocazia să jucați în echipa abonaților, unde eu mă creesc pe mine și mai creesc 3 abonați de-ai mei care lasă comentarii. Spun asta pentru cei noi care nu știu. Vă arăt aici un exemplu, pentru că băieții au lăsat foarte multe comentarii atunci. Uitați numele, poziția pe care vreți să jucați și numărul. OVR-ul îl lăsați degeaba, pentru că va fi ceva random. Lăsați numele, postul pe care vreți să jucați și numărul de pe tricou. Iar eu o să aleg random 3, 4, poate 2, nu știu. Câți dintre voi îi voi băga într-o echipă alături de mine și încercăm să ne duelăm cu alte echipe. Și da, pentru că n-am mai postat de o lună și ceva această serie, o să începem de la început cu cele mai bune echipe, adică mergem din nou la Barcelona, la Real Madrid, la City, Chelsea, toate echipele astea, pentru că atunci le epuizasem, acum zic să începem de la început. Vom ajunge din nou la Naționala României, unde vedem acum că rulează acest video. Acesta a fost ultimul. Vom începe din nou cu cele mai bune echipe. Acum voi extrage de la acest video 3 abonați. Aș vrea să fie un fundaș, un mijlocaș și un atacant sau un portar. Vedem noi ce pică acolo. Hai să vedem cine este norocosul și nu uitați pentru acest video să lăsați din nou comentarii cu numele vostru, care vreți să fie pe tricou, numărul de pe tricou și postul pe care vreți să jucați. Hai să vedem. Punem aici linkul de la video, încărcăm comentariile. Am încărcat comentariile, destul de multe comentarii, și extragem un prim câștigător. Hai să vedem. Acesta este Chipi, care vrea să joace left winger, numărul 7. Ok, haideți să notăm aici. Și mergem mai departe. Ok, avem și portarul pe nume Sabin. Va juca cu numărul 1, clasic pentru un portar. Foarte bine, abonatul meu este prezent. Ok, a venit și ok, Călin va fi fundașul nostru central. Numărul 6 pentru el. Da, ați văzut cei 3 jucători dinainte, cei 3 abonați ai mei. Nu uita, dacă vrei să fii și tu, lasă un comentariu. N-am mai creat niciun YouTuber de data asta. Am zis să lăsăm așa doar noi abonați și cu mine. Poate în episodul următor o să creez. Haideți să vă arăt și echipa. Am introdus superstarurile. Chipi, aici left winger, cum a vrut el. Snap in attack. La mijlocul terenului avem formula clasică cu Iniesta, Busquets și Rakitic, iar în apărare Călin, în poartă este Sabin. Să vedeți cum arată, de fapt ați văzut cum arată Sabin, l-am făcut pur și simplu imens pe Sabin. Călin trebuie să aibă grijă acolo cu Piqué, iar Chipi să mă ajute pe mine în atac să marcăm. Vom juca împotriva lui Leicester, campioana Angliei, că tot au jucat ei acum câteva zile un amical. Jucăm și noi, să vedem. Da, prieteni, chiar n-am mai postat de o lună și vreo 3-4 zile această serie, care va apărea luni. Ia uitați-l pe Sabin, nici nu se vede, nici nu se vede. Lol, n-am mai pățit așa ceva. Vă dați seama cât este Sabin?
Sper să nu se supere că l-am făcut așa mare. Oh, uite, eu stau lângă Iniesta. Interesant, numărul 10, asta îmi place mie. Bine, și 7-le îmi place, dar e la Cipi, dacă nu mă înșel. Ghete foarte frumoase. Bun, bun. Să vedem ce facem împotriva lui Leicester. Va fi meci interesant. Cu Vardy acolo, Mahrez. Sunt jucători importanți. Sper să vă placă din nou seria. O să începem să postăm măcar o dată pe săptămână această serie. Dacă, asta bineînțeles, dacă o să strângem multe like-uri și o să vă placă. Hai că a început meciul. Messi recuperează. Bun. Messi blocat. Blocat bine. Ia să-l vedem pe Călin. Soare bine Călin. Minge din nou la noi. Roberto Snepi. Messi, hai bă Messi, mai atent. Jucăm noi mai bine abonații decât Messi? Păi dar cum? Cipi. Asta-l vedem destul de bine. Iniesta acum. Dacă ar urca și cineva acolo. Bună devierea. Haide mă, mai atenți, acolo n-avem oameni cu care să pasăm. Trebuie să vină și golul însă la faza asta. Na, no, că o pierd eu. Nu mai pierde Messi și o pierd eu, ok. Fază pentru Leicester. Okazaki, vine Busquets, dar mingea este la Mahrez. Mahrez, șut, Sabin. Mamă, cât e, Sabin. Ia priviți-l pe Sabin. Wow, e cât poartă omul. Fază din nou, este Călin, foarte bine. Așa a fundat central să tot ai. Messi, Snepi acum, bine, haide Călin în stânga, orică, nu, e Jordi Alba, Jordi Alba, centrarea pentru Messi cu capul, fantastică execuția lui Messi cu capul, nu m-aș fi așteptat, Jordi Alba, centrarea absolut perfectă, Messi, 1-0. Dezamăgit antrenorul lui Leicester, dar na, foarte bine pentru noi. Cipi, bine, hai să vedem, încercăm mai rapid un pic, pentru un 2-0. Messi, bună faza, Snepi, putea fi 2-0 la faza asta. Leo Messi aruncă mingea în careu pentru Piqué. Piqué cu Snepi a fost acolo. Treia să o aducă și pe Shakira și făceam un trio. Hai mă că Leicester n-a avut nimic important în prima repriză. Poate pregătesc ceva pentru repriza a doua. Vreau să-l pună pe Sabin la treabă totuși. Oh. Călin face un foul turât. Primește cartonașul. Categoric fault, spune comentatorul. Interesantă poziția. Vine centrarea. Nu e foarte bună. Sabin reține. Poți să-i dai și prin aer. Tot o reține. Snepi. Wow, ce a făcut acolo? Le-a rupt picioarele. Dar a mai venit unul. N-a mai avut ce să-i facă. Sunt sigur că la următoarea o să dea mult mai bine. Călin își face treaba foarte bine în apărare. Hai de Rakitic. Vine centrarea. Snepi. Aproape de gol aici. Dacă nu ieșea portarul. A făcut-o foarte bine. Uite-l și pe Călin. Cât de bine este Călin. Dai cu Snepi. Shoot. Bă, cât de bun e portarul ăsta. Foarte, foarte bine apărat omul. Rakitic bate. Piqué am impresia că era acolo. Mahrez, poate egala în minutul 80. Mahrez vine Iniesta după el. Nici o șansă să-l ajungă pe Mahrez. Mahrez cu centrarea. Sabin, fantastic. A apărat acest portar.
În sfârșit avem un portar bun. Într-adevăr, execuția n-a fost foarte bună, a fost pe mijlocul porții, dar Sabine a rămas calm acolo și ia uite cât de calm reține Sabine. Bine că la 3 metri pe care i-are e și greu să nu rețină. Va fi lovitură liberă, Marez e foarte bun la aceste execuții, are un picior stâng foarte bun, Marez. Bine, bine că nu l-a avut și de data asta. A trimis foarte aiurea. Se termină doar 1-0, dar am avut multe ocazii. Puteam să mai marcăm goluri. Hai să vedem cu cine jucăm de data asta. Stadio Olimpico Roma din Italia împotriva Barcelonei, Spania. E o ceață imensă aici. Leo Messi oricum e pregătit. La fel și noi. Maestrul nostru e pregătit. Să învețe pe abonații mei cum să joace, oricum ei știu, asta e clar. Asta-l vedem, Leo Messi. Hai mă, Cipi, Cipicao. Vine cu centrarea, Snipi. Aproape să lovească, Rakitic. Băi, e ceață ca lumea aici pe Stadio Olimpico din Roma. Iar Roma ar putea să ne dea daună totală cu ceața asta. Salah. Ce viteză are Salah, ce dribling. Sabine, de data asta nu mai poate face nimic. E gol pentru AS Roma. Foarte bună faza. Vă spuneam că va fi un meci mai greu. Ne vedem conduși. Ceața asta își pune cuvântul. Ne amețește pur și simplu. Roma știe ce face. Ce pasă pentru El Shaarawy. Roma joacă absolut fantastic. El Shaarawy. O nouă centrare. Nu lăsa, băi, Piqué, băi. Am nevoie de un nou Călin acolo în apărare. Piqué nu joacă absolut nimic. Iar Getro face dubla. Și e 2-0 în 20 de minute. Roma. Se vede că e amical, nu? Se vede că este un amical pentru Barcelona. Roma e dezlănțuită. Zici că e finala UEFA Champions League. Așa joacă oamenii. Incredibil, hai bă Messi. Haide, haide și noi. Iniesta prinde, cum să nu prindă. Chiar foarte frumos a prins. Mare păcat. Hai să vedem. Snappy. Snappy pentru Barcelona. Înscrie. Calmați-vă. Revenim noi. Nu e Cipi, bă, băiatul, e Cipi înscrie. Credeam că e Snappy, puteam să fac pariu. A, eu am pasat, bă, stai așa, eu am pasat. Ok. E bun. E bun, băieți. Bravo, Cipi. 2-1. Așa se poate. Ăsta se pare a fi un match mult mai spectaculos. Leicester a stat pe apărare. Vedem că Roma are tupeul să joace. Are tupeul să joace. Și asta e foarte bine pentru noi. Putem juca și noi dacă nu se apără. Oricum, va fi dificil și interesant. Pasă foarte bună pentru Cipi în fața dublei. Scoate portarul Romei. Putea să facă dubla. Putea să facă dubla. Ia să vedem. E din nou? No. Scapă bine, șut de la mare distanță, nu mai avem multe minute, prieteni, ar trebui să egalăm o dată, dar se pare că nu prea se poate. Roma s-a pus pe apărare, cum așteptam, și joacă pe contratat Salah. Salah, Sabin, băi, Piqué, băi, doamne, cât de prost respinge omul ăsta, cât de prost joacă ăsta Piqué. Bun aici, hai Snappy, hai bă băiatule, măcar tu. Haide, 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 haide. O, unde să și meargă, frate? Hai mă, fură-i mingea lui El Shaarawy, că a fugit o meci omul. Ia uite-l pe Piqué, ia uite-l pe Piqué care mi-a distrus meciul. Nu? Hai, ce
Ce cu gafele astea, bă, băieților? Ăla îmi face gafă, Jordi Alba îmi face gafă. Ce pressing face Roma minutul 82, frate. Aveau 3 oameni acolo, 2 oameni, 3. 4, 5, 6, abar n-am. Ce-i cu pressing-ul ăsta? Minutul 90. Ne respingem încă o centrare, n-avem ce face. Se termină meciul. Pierde în fața Romei. Am fost băieții cu ratările în acest meci. Roma ne-a încasat. Asta este poate meciul viitor. O să reușim să câștigăm și să nu mai ratăm. Dzeko a făcut dubla din două șuturi. Foarte frumos. N-am ce zice. Mesica a avut un șut doar. Cam atâta, prieteni, nu uitați să lăsați un like, să lăsați comentariu dacă vreți să apareți și voi în echipa abonaților. Noi ne vedem cât de curând. Pa, pa!